Bună și bine v-am regăsit la un nou video cu pachetelul pufnițelor! Numele meu este Iulia și astăzi am pentru voi un video puțin mai special. După cum v-ați dat seama și din titlu, vom face idei de pachetel cu tema Halloween. Dacă credeți că astfel de videouri v-ar putea interesa și inspira pe viitor, vă invit să vă abonați și haideți să începem! Încep primul pachetel prin a întinde puțin ketchup pe două felii de pâine tăiate sub formă rotundă. Voi pune apoi puțin cașcaval, închid sandwich-ul. Pun puțină șuncă de curcan și o felie de cașcaval tăiată din cuțit sub formă de Jack Skellington. Nu știu câți dintre voi ați văzut acel film cu The Nightmare Before Christmas, de aici m-am inspirat pentru acest pachetel. Lângă sandwich îi voi da apoi câțiva covrigei specifici acestei sărbători, vin sub formă de dovlecel sau jack-o-lantern și de lilieci. Voi umple tot acest spațiu pe lângă sandwich cu acești covrigei. Ca fruct îi voi pune o mandarină deja decojită, iar în acest separeu mic rămas îi voi pune câteva felii de castravete și câteva felii de morcov tăiate sub formă de dovlecel și, bineînțeles, lângă nelipsitul dressing ranch pentru legume. Și cu asta primul pachetel cu tema Halloween a fost gata! Să continuăm cu cel de-al doilea pachetel. Pe o felie de pâine îi voi întinde puțin guacamole. Tema acestui pachetel a fost Frankenstein, pe post de păr am folosit o coajă de pâine, ca ochi ridic și afine. Pentru guriță o bucățică de ardei gras roșu și apoi m-am gândit eu că ar fi frumos dacă i-aș pune și câteva cusături și atunci am optat pe morcov tăiat foarte subțire. Îi voi pune din nou o mandarină, de această dată am lăsat și coaja acesteia pe care am desenat folosind un marker o față de jack-o-lantern sau specifică aceste sărbători. Ca legumă apoi voi folosi o bucățică de castravete și o voi tăia în felii, vreau să-i fac câteva fantome mici. Mă folosesc și de foarfecă de bucătărie pentru a crea aceste fantome, pentru a-i da forma castravetelui nostru. Apoi, folosind un pai pentru suc, îi voi face doi ochișori mici. Inițial am vrut să mai fac încă un cerculeț în mijloc pe post de guriță, dar apoi am zis că ar arăta bine și dacă las doar așa cu doi ochișori. Lângă îi voi pune apoi și câțiva struguri roșii, vă rog frumos să aveți grijă la struguri dacă aveți copii mai mici, deci vom tăia în bucățele mai mici și îi voi pune sau decora strugurii cu câteva bețișoare pentru mâncare sub formă de ochi. Pentru cel de-al treilea pachetel veți avea nevoie de niște paste, eu le voi folosi pe acestea care le-am avut prin cămară cu gust de conopidă, le voi pune la fiert în puțină cu puțină apă, ulei și sare. Între timp cât fier pastele, în cutiuță îi voi pune câteva felii de castravete și am încercat una dintre felii să o fac cât de cât înspăimântătoare. Voi pune apoi câțiva struguri verzi de această dată și câteva căpșuni. Căpșunile le voi tăia în V, vreau să fac o guriță în căpșuni. Voi înfige apoi două bucățele de migdale, le-am tăiat din cuțit, pentru a face doi dințișori, vreau să fac niște căpșuni vampir, lângă îi voi da apoi câțiva Oreo sub formă de Halloween, de jack-o-lantern. Noi cumpăram acești biscuiți și înainte, doar că eu nu făceam încă astfel de videouri pe vremea aceea, îi voi pune câteva bucățele în acest separeu și apoi m-am gândit eu că ar merge bine și puțină cărniță și atunci am optat pentru niște piftele de porc. Pentru a face pastele vreau să-i fac niște macaroane cu brânză, am în jur de 500 de grame de paste aici, pun două ouă, două linguri de zahăr,
foarte puțin ulei, în jur de 20 de mililitri sau 30 de mililitri, depinde de cât de multe paste aveți, și în jur de 250 de grame de cașcaval. Le transfer apoi într-un vas termorezistent sau mai bun pentru cuptor și le voi pune în cuptorul preîncălzit undeva la 180 de grade pentru 30 de minute. La interval de 15 minute vom deschide ușa cuptorului și vom mesteca în macaronele noastre. Cu asta și acest pachetel a fost gata. Uite că am ajuns și la cel de-al patrulea pachetel. Veți avea nevoie de câțiva cremvuști. Eu voi folosi 2 bucăți, doar atât încape în cutiuța noastră. Folosind apoi un cuțit, voi tăia cremvuștiul astfel încât să obțin 2 brațe și 2 piciorușe. Vreau să-i fac băiețelului meu câțiva cremvuști mumii. Și pentru asta vom avea nevoie de aloa pentru pâine sau aloa pentru cornuri, doar că eu, pentru a nu mă lungi foarte mult cu acest video, am decis să cumpăr aluat gata făcut din comerț. Tai acest aluat în fâșii foarte subțiri, pe care le voi înfășura în jurul cremvuștiului și le voi coace apoi conform instrucțiunilor de pe ambalajul aluatului. Îi voi pune apoi și o bucățică de brânză tip Babybel. Această brânză vine acoperită cu un strat de ceară, dar eu voi tăia această ceară sub formă de dințișor de vampir. Vreau să-i fac băiețelului meu foarte multe detalii, sau pe cât posibil detalii cu vampiri, pentru că suntem în fond și la urma urmei din România. Ca fruct am optat pe smeură și umplu acest separeu micuț. Voi pune apoi brânza noastră Babybel, iar deasupra îi voi pune câteva bombonele de la firma Wilton. Bineînțeles că acest video nu este sponsorizat. Punem și mumiile noastre înapoi în cutiuță odată ce au fost gata. Voi decora apoi mumiile și cu 2 bețișoare pentru mâncare, acele food picks. Eu cumpăr aceste bețișoare sub formă de ochișori de pe Amazon, în caz că vă întrebați. Feliez apoi și un ou fiert, vreau să-i fac și din acesta o mumie. Îl decorez și pe acesta puțin, pentru că de ce nu? Și cu asta am terminat și acest pachetel. Aici se încheie și videoul nostru de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați sugerat să fac astfel de video. A fost într-adevăr o provocare să găsesc opțiuni cât de cât sănătoase pentru pachetel, pentru că în fond și la urma urmei această sărbătoare cu Halloween înseamnă multe bomboane. Vă aștept în comentarii și cu alte sugestii de idei de pachetel și noi ne auzim săptămâna viitoare la un nou video cu pachetelul bufnițelor. La revedere!